De luna viitoare vom plăti curent electric mai scump cu 5%. Anunțul venit din partea guvernanților i-a bulversat pe severineni. Nu știu ce să mai zic, e o viață și așa scumpă. Dacă se mai scumpește, nu știu cum să ne mai descurcăm. Cum vedeți scumpirile astea? Nu-s bune scumpirile, nu-s bune, dar ne avem ce face. Scumpirea energiei electrice anunțată vine după ce și alte scumpiri au fost operate după venirea la putere a guvernului Ponta, când leul s-a devalorizat puternic. Declarațiile anterioare făcute de premier, cum că nu se va majora nimic, rămân acum doar vorbe în vânt. Și acum de ce s-a schimbat? Da. De ce credeți că s-a schimbat domnul Ponta? Eu nu știu, că nu trebuie. Deci scumpitul-s bun, de făcut altceva nu-s bun de nimic. Dar au spus că nu vor scumpi nimic. Cum vedeți? Foarte bine să vedem. Spun una și fac alta. Este o greșeală. Dacă a făcut asemenea declarații, este o greșeală. Anul viitor urmează noi creșteri de accize atât la motorină cât și la țigarete, ceea ce va conduce la majorări de prețuri. Astfel, nivelul accizelor pentru motorină va crește la 1 ianuarie 2013 de la 374 de euro pe tonă la 391 de euro pentru o tonă.